11 școli telormănene au fost dotate cu truse speciale pentru șah în cadrul programului național Educația prin șah în învățământul preuniversitar, derulat de Inspectoratul Școlar Județean în parteneriat cu Federația Română de Șah și Ministerul Tineretului și Sportului. Am inițiat de asemenea o acțiune de donare de 5.000 de seturi de șah pentru 500 de școli din România și astăzi sunt aici pentru a dona cele 11 seturi pentru 11 școli din județul Telorman. Am gândit că o asemenea inițiativă poate stimula practicarea șahului atât ca sport, cât și ca materie opțională în școlile pe care dumneavoastră activați. Este o disciplină considerată sportivă, chiar dacă neolimpică și amotrică. Este o disciplină a minții sau un sport al minții și nu poate să aducă decât beneficii tuturor celor care participă la procesul instructiv educativ. Fiecare dintre trusele speciale donate de Federația Română de Șah este alcătuită din 10 rânduri de piese, 10 table pliabile de șah, o tablă portabilă de demonstrație, două manuale, câte unul pentru fiecare an de studiu, precum și programa primilor 2 ani de studiu. Acestea au fost înmânate profesorilor care se vor ocupa de predarea șahului în unitățile beneficiare. Sunt copii care, într-adevăr, nu participă la orele de sport, având diferite afecțiuni. Pentru ei va fi foarte util. De asemenea, vom încerca să implementăm și la clasele pregătitoare. Avem 4 clase pregătitoare. Setul acesta și, sigur, vom încerca prin mijloacele noastre proprii să mărim baza referitoare la acest sport. Este foarte binevenit acest proiect, în primul rând pentru școala gimnazială Conțești, acolo unde este o tradiție șahul, și cred că vom reuși să participăm cu mai mulți copii la concursurile de șah. Potrivit reprezentanților Federației Române de Șah, până la acest moment proiectul a fost implementat pentru anul 1 și 2 de studiu, însă în prezent se lucrează la programa pentru anii 3 și 4 de studiu.